Mehedințenii sunt, prin excelență, buni șoferi sau cel puțin așa se cred, chiar dacă nu dețin permise de conducere. Un tânăr din Șimian a provocat un accident de toată frumusețea tocmai din această cauză. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă șoferul de ocazie nu a rămas nepedepsit. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Noaptea trecută, colegii de la biroul rutier, în timp ce desfășurau activități de supraveghere a traficului rutier pe bulevardul Tudor Vladimirescu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducător auto care a refuzat acest lucru. S-a procedat la urmărirea acestuia, iar la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Chiselef, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, a rupt un indicator de orientare și a avariat alte două autovehicule. Din verificările efectuate s-a stabilit că este vorba de un tânăr de 20 de ani care nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie. Tânărul este din comuna Șimian, județul Mehedinți. Bărbatul reținut inițial pentru 24 de ore a primit mandat pentru 30 de zile. Și un bărbat de 27 de ani din Vânșu Mare a fost depistat de polițiștii mehedințeni conducând pe drumurile publice, deși avea dreptul de a conduce autovehicule, suspendat din luna februarie. Mai mult decât atât, mehedințeanul consumase și băuturi alcoolice. Pentru fapta sa, vânjeanul a fost reținut pentru 24 de ore. Ca tinerii reținuți noaptea trecută, sunt alții 10 de șoferi de ocazie, însă spre ghinionul lor nu reușesc să treacă de vigilența oamenilor legii.